În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează preacucernice Părinte pentru a rosti cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am ajuns la cel de-al patrulea popas duminical al postului mare în duminica Sfântului Ioan Scărarul, când biserica ne pune înainte spre învățătură, întărire în credință și zidire sufletească, ca pe niște raze de lumină duhovnicească, călăuzitoare spre slăvita sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, pe lângă scara virtuților acestui mare ascet al Ortodoxiei, Sfântul Cuvios, Ioan Scărarul sau Sinaitul, și două pericope evanghelice pilduitoare. Prima, din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 9, versetele de la 17 la 32, în care ni se relatează o minune a Mântuitorului Hristos, care vindecă un copil demonizat al unui tată trist, îndurerat și disperat. Și a doua, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 4, versetul 25 și capitolul 5, versetele de la 1 la 12, în care ne sunt prezentate fericirile rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos la începutul predicii sale de pe munte, fericiri pe care le auzim cântate duminica, ca și astăzi, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la antifonul al treilea, în timpul vohodului cu Sfânta Evanghelie, și care, la rândul lor, ne sunt trepte foarte importante spre desăvârșirea noastră spirituală. Dat fiind faptul că timpul alocat predicii este unul, ca de fiecare dată, unul limitat, cu îngăduința dumneavoastră aș dori să mă opresc doar asupra primului text evanghelic amintit, și anume cel de la Evanghelia după Marcu. Urmând ca celelalte teme subscrise tematicii acestei duminici să le abordăm cu prilejul altei predici sau la întâlnirile noastre cu tinerii sau catehezele noastre săptămânale. Pericopa aceasta din Evanghelia după Sfântul Apostol Marcu redă, după cum spunea, minunea vindecării unui copil demonizat. Eveniment biblic care a avut loc imediat după o altă mare minune săvârșită de Mântuitorul Hristos, și anume schimbarea la față de pe muntele Taborului, unde Domnul Hristos, în prezența a trei ucenici ai Săi, Petru, Iacov și Ioan, și a doi reprezentanți ai Vechiului Testament, Moise și Ilie, își arată firea Sa dumnezeiască și slava Sa, pe cât oamenii, în condiția lor limitată, umană, puteau să o înțeleagă. După ce se coboară de pe acest munte, după ce s-a schimbat la față, Mântuitorul Hristos întâmpină două situații, două scene diferite. Pe de o parte, discuțiile teoretice dintre ucenicii Săi și cărturari, discuții datorate, credem noi, neputinței ucenicilor de a vindeca pe cel bolnav, și pe de altă parte, manifestările practice ale mulțimii prezente acolo, care cu mult entuziasm cinsteau persoana Sa. În acest context, Mântuitorul nostru Iisus Hristos
este chemat în ajutor de un tată, după cum spuneam, disperat, care își aduce fiul posedat de diavol pentru a fi vindecat, după ce în prealabil ceruseră ajutorul ucenicilor, apostolilor Mântuitorului, dar fără niciun rezultat. Acest părinte îndurerat, care, după cum am auzit, ne prezintă aici în detaliu manifestările copleșitoare, chinuitoare pe care le avea copilul atunci când acesta era cuprins de acel demon sălășluit în el, mânat fiind de dragostea sa nemărginită față de fiul său, vine înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și îi spune: de poți ceva, ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Forma aceasta de adresare dovedește într-adevăr dragostea tatălui față de fiul său, dar în același timp, fiind vădit dubitativă, cuprinde în ea și multă nesiguranță și neîncredere în puterea vindecătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Chiar și așa însă, Hristos nu rămâne insensibil la suferința acestui tată, ci mai întâi îl mustră indirect pentru necredința sa, ca să nu-l rușineze, integrându-l în neamul din care acesta făcea parte și care s-a dovedit a fi potrivnic Mântuitorului. Și Mântuitorul spune: o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Și apoi, către acest tată, spre altămăduit de necredință și îndoială, îi spune: de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede, responsabilizându-l astfel de vindecarea fiului său. Ca de fiecare dată și acum, pedagogia discretă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos dă roade. Și vedem că tatăl copilului suferind din Evanghelia de astăzi, în acel moment când Mântuitorul îi se adresează cu aceste cuvinte, se deșteaptă sufletește, precum frumos spunea poetul nostru național Mihai Eminescu în poezia Scrisoarea Teia, în versul: dar ochiul închis pe afară, înăuntru se deșteaptă. Adică acest tată trăiește o schimbare interioară, lăuntrică și de credință profundă, pe care o simte din toată ființa sa și pe care o mărturisește public prin cuvintele: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Referindu-se la acest text evanghelic, părintele Nicolae Steinhardt de la mănăstirea Rohia, de la al cărei trecere în veșnicie s-a împlinit de curând, pe 30 martie anul acesta, 35 de ani, spune în cartea sa Dăruind vei dobândi, că aceste cuvinte ale tatălui: cred, Doamne, ajută necredinței mele, nu reprezintă altceva decât smerenia recunoașterii unei situații dramatice din care se poate ieși doar prin actul de credință, de voință și de nădejde. Dovadă sunt lacrimile lui și strigarea care se numește credință. Această adevărată mărturisire a Tatălui îl determină pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos să-i poruncească Duhului necurat să iasă din copilul bolnav, pe care apoi acela, fiind căzut inert la pământ, adică pe copil, îl apucă de mână ca și pe fiica lui Iair, pe care o înviase, și îl ridică dăruindu-i vindecare. Vedem că și în acest caz grăuntele de credință rodește. Acel simplu Doamne ajută rostit cu sinceritate și cu curăție din toată inima a devenit un veritabil catalizator spiritual, care, după cum spunea din nou părintele
Nicolae Steinhardt, în volumul său Jurnalul Fericirii, a prefăcut strigătul buimăcirii năpăstuitului Tată în lacrimile încrederii depline în Hristos. Vedem aici că între Hristos și Tatăl copilului se conturează dialogul generic dintre Dumnezeu și om, în adevăratul sens al cuvântului. Dumnezeu se coboară la nivelul omului, la nivelul omului de înțelegere, provocându-l pe acesta la un nivel superior de viziune, adică la viziunea teologică, a deschiderii și a încrederii totale în Dumnezeu, în actul de credință, pe care Hristos îl pune ca temei al oricărei vindecări omenești. Ca rezultat al acestui dialog dintre Dumnezeu și om, vedem în pericopa evanghelică de astăzi că au avut loc, de fapt, trei vindecări și nu doar una. Pe lângă cele două vindecări deja amintite, adică vindecarea mai întâi a tatălui de necredință și îndoială și apoi a fiului demonizat de această boală, Mântuitorul Hristos săvârșește și o a treia vindecare, și anume vindecarea apostolilor săi de necunoaștere și nepricepere duhovnicească. Răspunsul pe care aceștia, adică apostolii, îl primesc de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos la dilema neputinței lor de a-L vindeca pe cel bolnav, i-a vindecat de fapt pe ei de necunoaștere. Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post, le spune Mântuitorul. Înțelegem dispusele Mântuitorului nostru Iisus Hristos că credința trebuie numai decât unită cu aceste două arme esențiale, foarte importante, și anume postul și rugăciunea, pentru a fi apărați de ispitirile și uneltirile vicleanului diavol. Împreună cu credința, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, postul ne dă mare putere. Postul sădește în sufletul omului filosofie, face din om înger, doboară puterile netrupești. Însă postul singur nu este suficient, este nevoie de rugăciune și în primul rând de rugăciune. Ceea ce confirmă cu alte cuvinte și Sfântul Ioan Scrarul, de care spuneam că facem pomenire în duminica aceasta. El spune în binecunoscuta sa lucrare, Scara Raiului, că în războiul contra patimilor avem neapărată nevoie de post, dar care singur nu este suficient, ci este nevoie de rugăciune. Postul fără rugăciune este asemenea celui care înoată doar cu o singură mână, străduindu-se a ieși din vârtejul apelor. Pentru el, pentru cel ce se roagă cu adevărat, rugăciunea este curte judecătorească, judecătorie și scaun de judecat al Domnului mai înainte de judecata cea înfricoșată. Pentru că el are ca învățător al său pe însuși Dumnezeu, cel ce învață pe om cunoștința, dă rugăciune celui ce se roagă și binecuvintează anii celor drepți. Să avem în mâini cărțile sfinte, în inim gândurile Domnului și rugăciunea noastră să nu înceteze niciodată, spune Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei. Să perseverăm în lucrurile mântuitoare, să fim ocupați întotdeauna cu activități spirituale, pentru că ori de câte ori va veni dușmanul, ori de câte ori va încerca să intre în inima noastră, să o găsească închisă și înarmată împotriva lui. Iar un sfânt părinte care a trăit mai aproape de zilele noastre, cuviosul Sofronie Saharov, care a fost ucenicul și biograful Sfântului Sinuan, Atonitul, și care apoi a trăit o perioadă lungă de timp în Marea Britanie, la Essex, trecând la cele veșnice în anul 1993, la vârsta de 97 de ani, spunea, sau mai bine zis, avertiza: cu Dumnezeu nu trebuie să fim distanți și reținuți. Atunci când ne rugăm,
să așezăm în acest moment de vorbire cu Dumnezeu toată suferința noastră, toată tulburarea, toată neliniștea care ne zbuciumă sufletul, așa, fix așa cum le simțim. Dar să nu uităm să spunem ceea ce este cel mai important, ceea ce a spus însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos în zbuciumul Său. Însă nu precum voiesc eu, ci precum Tu voiești, Părinte, conform Evangheliei după Matei, capitolul 26, versetul 39. Rugăciunea este inspirația și respirația duhovnicească a sufletului. Cine nu respiră, nu trăiește. Iar cine nu se roagă, nu respiră har dumnezeiesc. Rugăciunea este mai mult decât o convorbire simplă cu Dumnezeu. Este mai mult decât o cerere. Este o trăire a lui Dumnezeu în ființa noastră și trebuie să izvorască din adâncurile inimii pentru a-și atinge scopul. Spunea, nu de foarte mult timp, într-un interviu, un supraviețuitor al temnițelor comuniste, Părintele Mihai Lungeanu, care atunci când a fost arestat în anul 1947, era doar un simplu student la medicină. În lunga și grea sa detenție în penitenciarele Suceava, Pitești, Târgu Ogna și Aiud, acesta s-a apropiat mult în rugăciune de Dumnezeu și pentru rugăciunea sa sinceră, Dumnezeu i-a ascultat-o și a fost eliberat în anul 1964. Rămânând fidel rugăciunii sale pe tot restul vieții și respectându-și promisiunea făcută în închisoare lui Dumnezeu, acesta și-a închinat viața în totalitatea lui Dumnezeu, răspunzând cu entuziasm chemării de a fi cleric, asta după anul 1989, după căderea comunismului, fiind hirotonit diacon și apoi preot de către vrednicul de pomenire, Părintele Mitropolit Bartolomeu Anania, care și el la rândul lui a fost un mare rugător, supraviețuitor și mărturisitor al temnițelor din anii grei ai dictaturii comuniste. Așadar, iubiți credincioși, înțelegem din toate cele spuse până acum că rugăciunea pentru a-și împlini cu adevărat menirea trebuie făcută lăsându-ne cu totul în voia și grija lui Dumnezeu. Trebuie să fie însoțită de post, să fie rod al credinței și al smereniei, să fie sinceră și să pornească din cea mai curată trăire a ființei noastre, precum și în cazul tatălui îndurerat din Evanghelia de astăzi, care spune cu atâta patos și credință în Dumnezeu, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Aceasta este poate cea mai frumoasă mărturisire de credință și în același timp cea mai sinceră, cea mai curată, cea mai simplă rugăciune pe care o poate face fiecare credincios în orice situație, oriunde s-ar afla, dar mai ales în momentele grele ale vieții, în momentele de ispită, de încercare, de deznădejde și mai ales de îndoială și necredință. În concluzie, modelul duhovnicesc pe care ne-l propune Biserica în această duminică este un model ascetic, asemănător unei scări duhovnicești înălțate spre cer, spre comuniunea noastră de plină cu Dumnezeu, unde nu se poate ajunge decât numai prin credință curată, prin post și multă rugăciune, la care se adaugă, potrivit celor 30 de trepte duhovnicești ale scării Sfântului Ioan Scărarul, dragostea, nădejdea, ascultarea, smerenia, pocăința, înfrânarea, despătimirea și așa mai departe. Iar între ele, neclefetirea și tăcerea, deși poate par mai puțin importante,
sunt de fapt aerul și apa care ne ajută să creștem, să avansăm de la o treaptă la alta în tot acest urcuș duhovnicesc spre desăvârșire. Iată ce spune Sfântul Ioan Scărarul despre clevetire, de exemplu. Contabilii aspri și amănunțiți ai greșelilor aproapelui suferă de această patimă, pentru că nu și-au adus niciodată aminte în chim de mincinoși și de plin de greșelile lor, deci de clevetire. Căci dacă ar privi cineva amănunțit la păcatele sale, înlăturând acoperământul iubirii de sine, n-ar mai putea purta grijă de nimic din cele ale vieții sau de păcatele semenilor săi. Ar socoti că nu-i ajunge timpul nici măcar pentru a se plânge pe sine, chiar dacă ar trăi 100 de ani, chiar dacă ar vedea râul Iordanului plin întreg de lacrimile pornite din ochii săi. Să socotim așadar, dragi credincioși, această duminică un nou îndemn de a ne înălța cu gândul și cu inima la Dumnezeu. Să luăm și să avem tot timpul pildă pe Tatăl care s-a îndreptat și de care am auzit și citindu-se la Sfânta Evanghelie și care s-a deșteptat sufletește și a crezut în final de plin în puterea vindecătoare a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să lucrăm cu mai multă dăruire învățăturile credinței transmise nouă prin pericopele evanghelice de astăzi, prin cele nouă fericiri rostite de Domnul nostru Iisus Hristos în predica de pe munte, cât și prin neprețuitele îndemnuri și sfaturi ale Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, pomenit de biserica noastră în această a patra duminică din Postul Mare. Să fim mai tari în credință, să postim mai mult, să ne rugăm mai mult, să iubim mai mult și să nu ne oprim niciodată în urcușul nostru duhovnicesc, mai cu seamă acum, în această perioadă, când la capătul scării postului ne așteaptă sărbătoarea sărbătorilor, învierea din morți a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin.